Astăzi vom vorbi despre invențiile handmade care minimum și-au bucurat proprietarii, iar maxim le-au făcut efectiv viața mai ușoară. Nu e un secret că dispozitivele moderne la fel au fost invențiile cuiva, de aceea nu e exclus că peste câțiva ani un mecanism din videoul de astăzi va deveni un must-have. Privește atent, la sigur vei rămâne impresionat. Așa că așează-te cât mai comod, pregătește-ți o limonadă, stoarce butonașul de like și să începem! Spre exemplu, putea să pulverizeze vopseaua ca femeile să nu fie nevoite să se gândească cum să ajungă la tavan. În comparație cu construcția precedentă, aici e totul analizat până la cele mai mici detalii. Se vede că au fost implicați în totalitate. Să trecem de la o capcană de șoareci portativă la un gard portativ. Cum ții așa o variantă? Ca și în cazul acestui dispozitiv, nu doar că e tare rapid, dar și feliile sunt egale. Iar dacă o persoană combină creativitatea și talentul, se poate primi așa ceva. În general, eficiența la locul de muncă e despre inventivitate, nu despre orele lucrate. Mai avem mult până la sărbători. Acum ne ocupăm de grădină, de aceea îți recomandăm o asemenea invenție, rapid și rezultativ. Pentru a avea mai mult timp să te gândești la astfel de invenții, de la început trebuie să confecționezi instrumentele. Așa ceva la sigur există într-un singur exemplar, de asta și e un gadget handmade pentru a uimi cu unicitatea sa. Însă acești tipi au mai adăugat și cunoștințe din fizică și ca rezultat munca e făcută rapid și calitativ. Însă și mașinile pot fi utilizate pentru a construi ceva nou. Acum transportul poate evolua la circ. Totuși, lenea e motorul progresului. Vezi ce idee are bărbatul. Cu o lovitură taie lemnul în șase. Și un cuptor magic pentru fân. S-a adeverit că un instrument care se rotește e efectiv nu doar dacă vrei să arzi ceva, la fel când vrei să împachetezi rapid un brad. Cuiva, spre exemplu, i-a plăcut roțile arici. Nu e pentru traseele naționale, dar pentru zăpadă e destul de ok. Apropo de eficiență, de ce să aduni acasă tot acest plastic dacă poți găsi ușor o soluție în acest sens? Dacă mai trebuie să vopsești acasă pereții după o zi grea de muncă, în astfel de situații fără inventivitate, departe nu vei ajunge. Iar când vezi o astfel de frumusețe, înțelegi cu câtă dragoste și dăruire s-a implicat persoana. Hai să vedem ce obținem dacă combinăm o bicicletă pentru copii și un burghiu obișnuit. Ceva neașteptat, nu-i așa? Și aici totul e simplu, însă cuiva trebuia să-i vină o astfel de idee. Yeah.
iată încă un lucrător al anului. E imposibil să ajungi la asemenea rezultate doar lucrând fizic. Atât de confortabil încât nici nu poți numi asta muncă. Asta da modernizare! De ce să nu te simți un erou al unui film fantastic? Nu fiecare ar putea face un asemenea dispozitiv. Atrage atenția la astfel de elemente minore, dar decisive, și de ce producătorul nu s-a gândit la asta? Însă unii, după, transmit invenția lor din generație în generație. Băiatul asigură mulțumit. I-au trebuit doar câteva minute ca să strângă roada. Sau când mecanismele noi se utilizează într-un format nou, însă rezultatul e bun. Iată ce te va uimi din nou. Cum să transporti mai mulți saci în același timp? Și acest tip a devenit mai aproape de viitor, când a făcut upgrade la bicicleta sa. Nu uita să pui în lada cu instrumente un astfel de dispozitiv. Nu știm pentru ce, dar la sigur va prinde bine. Acest cărucior merită a fi lansat pe piață, la sigur va fi foarte popular. În orice caz, important este să funcționeze conform intenției. Prezentabilitatea e a doua întrebare. De o plăcere să lucrezi, nu trebuie să te distragi mereu ca să schimbi instrumentele. Iar în atelierul vecin, magnetul a fost înlocuit cu ventuza. Important este să funcționeze. Ca și această abordare neobișnuită, corect, de ce să depui efort dacă cineva sau ceva o poate face pentru tine? Iar dacă nu are importanță viteza, atunci trebuie depus accent pe comoditate. Dacă ai de transportat mult bagaj, iată o idee mecanizată. Iată invenția care nu-i va lăsa indiferenți pe cei care iubesc ordinea. Desigur că totul e simplu, ca și tot ce e genial. Iar recolta singură nu se va uda. Poate că asta arată haios, dar este eficient. Dacă te achită pentru rezultat la locul de muncă, atunci motivația naște minuni. Iar așa, când un obiect deteriorat se transformă într-un detaliu pentru un alt mecanism. Iar aici ne interesează cât de ok e să utilizezi drona în această situație. Poate ar putea fi și mai utilă. Ca și în cazul cu capcana pentru șoareci, și animalul este prins doar că nu-i va face rău. Uneori, meșterii sunt nevoiți să se descurce din situații mai complicate și să facă un instrument din ceea ce au la îndemână. Da, trebuie să depui efort, dar desigur că trebuie să ai și creativitate și să pui suflet. E mai ușor așa să călătorești, și pe apă și în cer. Rapid, comod, modern, genial!
Spre exemplu, poți face pentru copil un astfel de dispozitiv zburător. Ai nevoie de puține detalii și nu e greu de făcut. Această periuță de dinți, la sigur, îți va economisi timp dimineața. Da, asta desigur că nu e chiar fantastic, e banal. Problema că îți va lua mult timp să-l montezi decât îl vei utiliza. De aceea rămân puteri și timp pentru a face ceva pentru suflet. Spre exemplu, să faci un ciocan ca al lui Thor. Iar dacă ești cu adevărat inspirat, poți ajunge și mai departe. Poate fi acompaniat de acest automobil care avea nevoie de leagăn, însă proprietarul a rezolvat situația. Și aici s-a combinat lenea cu distribuirea rațională a muncii fizice. Odată ai udat și ești liber toată ziua. Și în magazinul de flori au decis să nu obosească angajații și să delege tăierea tufișurilor unui dispozitiv haios. Și această idee cu focul funcționează eficient și nemilos. Sau motocicletă turbo, depinde ce îți place. Totuși, uneori ideile geniale țin de gadgeturi pentru utilizarea lor zilnică. Porumbul nu se va curăța singur. Probabil totul a început așa, însă meșterul a dat frâu imaginației. Deja știi care e rezultatul final. Astfel de life hack-uri fac munca mai ușoară. Iar cineva e atât de obsedat de ordine încât a fost nevoit să apeleze la Spider-Man. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă ați inventat și voi vreodată ceva. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor, vă pupă Lime!